Salutare tuturor! Avem astăzi un nou clip legat de sporturile de, de luptă și am zis să mai trecem de la review-uri și la lucruri un pic mai documentate, ca să spunem așa. Astăzi vom vedea ce conține geanta mea de antrenament pentru antrenamentul de astăzi, fiindcă astăzi am un antrenament de box. Așadar, haideți să vedem împreună despre ce este vorba. În primul rând, lucrurile utile, ochelarii de soare. Am fotofobie, folosesc ochelari de soare întotdeauna, plac Polaroid pentru că sunt foarte bine polarizat și mă ajută să-mi protejeze ochii. Nu mă interesează neapărat ce brand este. Important pentru mine este să-mi protejeze ochii pentru că îi folosesc aproape medical. Am de asemenea hârtie pentru că întotdeauna la antrenament este important să-ți notezi lucruri. Cred că un jurnal pentru antrenament este absolut fundamental. Iar pentru că nu vreau să car un jurnal foarte greu, car câteva hârtiuțe de postit, două pixuri, cu care pot să-mi notez lucruri. Nu sunt cine știe ce pixel acesta pentru antrenament, dar sunt ok pentru că pot să le folosesc cum trebuie. De asemenea, folosesc un încărcător extern care are și o lanternuță, întotdeauna este bine să ai o lanternuță. Acest încărcător extern îmi încarcă telefonul odată, deci este suficient, dar de asemenea îmi încarcă și această mică baterie Olight, care este absolut fundamentală, este extrem de mică, în schimb are suficient de mulți lumeni cât să te ajute exact atunci când ai nevoie. Bateria este atajată la un Victorinox pentru că întotdeauna ai nevoie de un mini tool. Bine, uneori nu folosesc Victorinox, ci folosesc câte un Letterman micuț, dar de data aceasta am un Victorinox care îmi place foarte mult. De asemenea, cablu de încălcare merge foarte bine și la telefon și la baterie. Următorul lucru pe care îl avem pe listă este această, această pelerină de ploaie. Este foarte ușoară, nu ocupă niciun pic de spațiu și este uneori mai bine să fii uscat decât să fii ud. Mergem mai departe cu alte lucruri importante. Aici am pentru pre-workout, am un pic de L-carnitina și un pic de cofeină. Pastele de cofeină, trebuie să vă spun că le folosesc mai mult pentru comentarii și pentru filmare decât pentru antrenament, dar pentru pre-workout sunt foarte bune. De asemenea, BCA 411 nu este ceva extrem de spectaculos, dar este foarte util pentru antrenament. Nu prea folosesc altfel de suplimente în afară de vitamine și uh, eventual niște ZMA sau niște niște testosteron booster care sunt ok având în vedere că nu mai sunt chiar atât de tânări. Azi antrenamentul meu este afară, prin urmare vom avea autan, vă recomand să aveți autan cu voi tot timpul. Țânțarii sunt mult mai periculoși decât par la prima vedere pentru că transmit o grămadă de boli, așa că este important să fiți protejați, mai ales că astăzi a plouat un pic. De asemenea, antibacterian. Este bine să-l aveți cu voi când sunteți afară, când sunteți înăuntru. Vă recomand că dacă faceți antrenamentul pe saltele să aveți un antibacterian un pic mai consistent decât acesta pentru că saltele sunt mult mai periculoase decât antrenamentul în aer liber. Sunt mult mai multe bacterii care se dezvoltă acolo și care pot fi foarte periculoase, dar totdeauna este bine să aveți un pic de antibacterian cu voi. Mergem mai departe spre zona tehnică. Am fașe pentru antrenament de la knockout, după fiecare antrenament în parte le spăl, le usuc, se întind singure, iar apoi le așez în aceste rulouri pentru că sunt ușor de transportat și ocupă foarte puțin spațiu, plus că sunt foarte organizate, în felul acesta le pun foarte ușor pe mână. Bandaj adeziv, în momentul în care vreau să-mi fac fașe reale am nevoie de bandaj adeziv, iar bandajul adeziv este util pentru foarte multe alte lucruri, plus că este extrem de ușor. Bandaj pentru accidentări, și acesta este, este în regulă. Nu l-am folosit foarte mult, trebuie să vă spun, dar e bine să-l avem, just, chiar doar pentru că uneori este util. Mergem mai departe. Am o proteză veche și foarte credincioasă. Este o proteză pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. Merge în continuare foarte bine și funcționează excelent. Nu-mi place să schimb foarte des protezele, mai ales că nu fac sparing foarte dure și prin urmare nu-mi trebuie cine știe ce proteze extrem de complicate, dar este important să aveți o proteză. Mănușile pentru ziua de astăzi sunt niște mănuși Pro sparing de la Knockout, acestea sunt varianta Jaguar, pentru că dacă vă uitați cu atenție arată precum Jaguarul la aceste mici desene pe ele, sunt niște mânuși excepționale, sunt ușoare, sunt de piele, sunt foarte bune pentru antrenamentul de azi, care pentru mine va fi un antrenament în principiu de viteză. Cu alte cuvinte, aceste mânuși merg foarte bine, nu intră în schimb un bandaj foarte gros în ele, de aceea vă recomand să le folosiți doar pentru viteză sau pentru lucruri de acest tip. Mergând mai departe, vă întrebați ce este acest, uh, nici nu știu cum să spun, acest săculeț, acest săculeț este un antimirositor ca să-i spunem așa, este un deod deodorizant pe care l-au făcut cei de la Knockout care este foarte bun, eu îl pun în mânuși sau îl pun pur și simplu în geantă sau în dulap sau în adidas este foarte bun pentru că ține tot timpul... Uh, un miros plăcut și elimină mirosurile neplăcute. Deci vă recomand acest lucru, probabil este cea mai bună invenție pe care a făcut-o Paul, președintele Knockout. Mergem mai departe să vedem ce mai avem în această zonă. Scăpăm de mânuși, scăpăm de fașe, scăpăm de al doilea săculeț și o să vă întrebați ce am în această gentuță. Bine, această gentuță conține un lucru absolut fundamental pentru antrenamentul meu și anume un gym boss. Și acum am spus, antrenamentul meu va fi afară, va fi de box și am nevoie de ceva care să mă ajute să păstrez timpul așa cum trebuie, să păstrez timpul, să cronometrez timpul de antrenament. Gym boss îmi oferă acest lucru, este foarte mic, este foarte chinuit, dar eu îl folosesc de multă vreme și este foarte bun. Mai departe, în această gentuță avem o serie de lucruri utile, este în principal o, o mini gentuță de prima ajutor, este o trusă medicală. Am o foarfecă pentru că totdeauna este util să ai cu ce să tai un bandaj, este mult mai bine decât cuțitul. De asemenea aici cred că am hârtie igienică, da, pentru că hârtia igienică este necesară. De asemenea, dacă ne uităm înăuntru, am foarte multe tipuri de bandaje, atât bandaje sterile, acestea cred că deja nu mai sunt sterile, sunt deja niște bandaje deschise, cred că trebuie să le înlocuiesc, de altfel cred că și data de expirare spune acest lucru. Nu, no, data de expirare spune că mai pot fi folosite, dar fiind deja desfăcute, trebuie să fie atent să nu le pun peste rând deschise, dar evident asta este cu totul altă discuție. Mergem mai departe, mai am niște tipuri de fașe aici, mai am niște bandaje cu rivanul pe care l-am închis însă în, în această folie de aluminiu. De ce? Pentru că și folia de aluminiu poate să fie utilă pentru, pentru tot felul de lucruri că ține bandajul mai protejat. Bandajul în sine este acesta. Nu sunt bandajele acelea micuțe. Este un bandaj mai lung pe care puteți să-l aplicați pe o tăietură mai mare sau pe o rană mai consistentă. De asta am forfecuța cu mine încă niște bandaje și de asemenea am un pic de betadina. Știu că nu este foarte important să aplicați betadina fără să știți cum, cum funcționează, dar este un dezinfectant foarte bun și vă recomand să întrebați un medic sau un asistent medical cum se folosește. Este mai bun decât spirtul, dar nu l-am folosit absolut niciodată această cutiuță de betadina. Ba, da, cred că am testat-o dată să văd dacă funcționează și cam atât. Oricum aveți grijă la medicamente și la toate aceste produse să fiți atenți la la data expirării. Deci mai avem până în 2021, după care trebuie să cumpărăm altă betadină. În de asta, încă mai avem câteva tipuri de bandaje. De asemenea, în această parte mai avem niște lucruri utile, cum ar fi niște bandă adezivă. Este foarte important să aveți o bandă adezivă pentru că se rup tibiere, se rup mânuși, se rup diferite lucruri și trebuie să aveți cum să le reparați foarte repede până ajungeți acasă cu ele. Păcat să anunțează la antrenament când puteți să peticiți repede ceva. Și de asemenea, aici mai avem o brichetă. La ce folosește bricheta? Folosește la multe lucruri, mai ales că chiar și atunci când nu fumați, pentru că sunt multe lucruri care pot fi rezolvate cu o brichetă. Aveți nevoie să încălziți ceva pentru a îndoi, aveți nevoie să, să ardeți o sforicică în momentul în care, în care se rupe ceva și bricheta vă poate ajuta să faceți aceste lucruri. De asemenea, puteți să faceți focul dacă vă aflați într-o situație de supraviețuire, dar, slavă Domnului, nu cred că este cazul în aceste condiții. Mergând mai departe, haideți să vedem ce avem în această a doua zonă. Am așezat cam, cam, la grămadă pe toate, dar nu mai avem mult. Bandă elastică de trei categorii, de trei tipuri de, de, forță. Este foarte utilă pentru antrenament, mai ales atunci când faceți slăbire și nu puteți să lucrați cu greutăți. Este bine să aveți bandă elastică. Eu folosesc Acum. și mânuși de sală pentru ele, fiindcă uneori este bine să, să folosiți astfel de mânuși ca să vă protejați un pic mâna. De asemenea, fac foarte multe flotări pe jos în momentul în care merg afară sau tracțiuni prinzându-mă tot felul de băr, -murdare și este bine să aveți și astfel de mânuși. Apropo, nu lucrez cu greutăți mari, nu folosesc niciodată mânuși. Iar aceasta este banda folosită în principiu pentru genul și îndreptări. Nu este o bandă foarte puternică, dar este o bandă care vă ajută să faceți volum sau să vă încălziți. Toate acestea locuiesc în, această, în acest săculeț pe care îl am de la WW și care mi se pare extrem de drăguț și util. Iar mai departe, tot echipamentul despre care v-am vorbit intră în această geantă de la Knockout o geantă care poate fi purtată și ca rucsac poate fi purtată și peste umăr și este foarte utilă, este rezistentă, până acum nu am avut niciun fel de problemă cu ea și îmi place foarte mult că este compartimentat. Adică în afară de acest compartiment central, pe care îl vedeți aici cu ușurință, mai are două compartimente laterale în care puteți să puneți foarte multe lucruri și să vă organizați lucrurile pe care le aveți în geantă. Și pe partea și pe cealaltă și de asemenea, aici avem un compartiment în care eu țin Apa. Toate aceste lucruri sunt extrem de importante, am făcut foarte multă dezordine, dar vreau să vă spun că suprafața pe care am filmat nu este altceva decât uh, prosopul pe care îl folosesc la antrenament și care la rândul său se strânge foarte repede și îl cape în geantă. Acesta este modul în care îmi organizez eu lucrurile, știu că fiecare are altă idee, fiecare folosește alte lucruri, dar cred că sunt niște lucruri fundamentale pe care trebuie să le aibă oricine alături de el și în afară de acest lucru cred că ar trebui să ne mai gândim la ceva ar fi nevoie ca înainte în fiecare geantă să existe și o mică trusă de igienă. Eu nu am completat-o pe a mea în momentul de față, că adică nu am adus aici și nici nu mă aduc după ea imediat, dar este bine să aveți întotdeauna la voi un pic de săpun sau un gel de duș. Este bine să aveți de asemenea un deodorant și nu în ultimul rând o gumă de mestecat, pentru că atunci când faceți slăbire vă vor mulțumi foarte mult colegii voștri. Sper că v-a plăcut această mică explicație, am multe elemente de la knockout, multe elemente din altă parte, dar mie îmi folosesc. Se schimbă evident în funcție de tipul de antrenament și sper că și gențile voastre să fie mult mai interesante decât a mea pe viitor.